La datorie, aceasta este deviza pompierilor. De obicei, în perioada aceasta predomină incendiile și accidentele rutiere. Nu a fost cazul și în acest an. Crăciunul a fost unul fără evenimente deosebite pentru angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca, Giurgiu. Doar câteva apeluri au mobilizat în acțiune pe pompierii giurgiuveni. Giurgiu a fost pregătit ca în fiecare an cu turele de serviciu, cu turele așa cum sunt ele în fiecare zi, însă toți angajații ISU, chiar dacă erau la domiciliu, erau pregătiți oricum să intervină pentru a suplimenta turele de serviciu. Prima și a doua zi de Crăciun au însemnat două zile liniștite pentru pompieri giurgiuveni. În data de 25 decembrie am avut 6 intervenții smurt, dintre care una la un accident rutier, soldat cu o victimă, cu traumatism, iar pe 26 decembrie am înregistrat 8 intervenții smurt, tot așa cu un accident rutier, chiar în debutul zilei de 26, accident soldat cu o victimă, tot cu traumatisme. Pentru ca Revelionul să fie ferit de evenimente neplăcute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a avut grijă să controleze toate localurile ce vor organiza petreceri în noaptea dintre ani. Pentru Revelion, ISU ia măsuri speciale în sensul că au fost controlate până în prezent toate localurile în care vor fi organizate revelioane pentru asigurarea măsurilor PSI, așa cum legislația prevede. Și, de asemenea, vom fi prezenți la unitate pentru a putea interveni cât mai operativ. Și pentru ca viețile omenești și bunurile materiale să fie protejate, pompierii au și câteva recomandări pentru giurgiuveni. Să se verifice sobele și coșurile, să nu se supraalimenteze sobele cu combustibil și să nu fie lăsate să ardă nesupravegheate. Totodată se recomandă să nu se folosească aparate electrice improvizate sau să se alimenteze mai multe aparate de mare putere la aceeași priză.